Polia și-a jucat la Botoșani, partida considerată pe teren propriu împotriva echipei lui Croitoru și a fost umilită de rivala din Moldova. Botoșenenii au luat cu asalt poarta lui Târnovanu spre finalul primei reprize. După ocazia mare a lui Papa, formația lui Croitoru a beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Rodriguez a executat-o perfect și a marcat pentru 1-0. Scorul a luat proporții în actul secund. La 8 minute după pauză, cei de la Botoșani și-au dublat avantajul. Roman a finalizat acțiunea excelentă a lui Keita. Ofosu și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a stabilit scorul final, 3-0 pentru Botoșani, care a bifat a treia victorie consecutivă în fața rivalei din Moldova, pe care a și depășit în clasament. În fotbalul din România nimic nu face diferența sau nu face ceva mai mult diferența decât atitudine. Când joci cu echipele din cupele europene afară, îți mai trebuie și altceva, dar atât timp cât ai atitudine în România, din punctul meu de vedere, te bați cu oricine. Am făcut un meci slab, un meci în care am greșit și am fost taxați. Nu vreau să vorbesc despre un jucător anume, astăzi toată echipa, toți suntem de vină.